Bine v-am găsit! Bine ați venit! Aveți cumva sărbătoriți astăzi aici la dumneavoastră acasă pe domnul Ionel? Da! Bună ziua, domnul Ionel! Și la mulți ani, domnule! Să fiți sănătos! Noi știm că sunteți sărbătorit cu numele. Așa că noi venim astăzi să vă urăm un sincer și un călduros la mulți ani. Să fiți sănătos, fericit și să aveți parte în viața dumneavoastră de tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Și ne dorim ca Sfântul la cărui nume îl purtați să vă dea sănătate, fericire și mereu oamenii dragi să fie alături de dumneavoastră. Noi suntem echipa surprizele la tine acasă. Și cineva drag ne-a trimis pe noi astăzi aici la dumneavoastră. Cineva care vă iubește mult, mult de tot. Și aș vrea să vă întreb dacă cumva bănuiești și ne-ar fi putut să ne trimite soție, ziceți. Deci nu vă gândiți la nimeni altcineva. Decât la soție. Ziceți că Dumnezeu vă iubește cel mai și cel mai mult, așa e? Nu știu, o să vă mai țin puțin în suspans. Eu știu că dumneavoastră sunteți un domn foarte iubit, dar meritați să stați așa în suspans, să vedeți cine cum ar fi putut să ne trimeată pe noi astăzi aici la dumneavoastră. Și bineînțeles că cine ne-a trimis, ne-a trimis cu mâinile pline. Am aici un tortuleț, dacă mă puteți ajuta? O să am și o artifică, să o îi dăm drumul. Am o sticluță de whisky. Mai am una și pentru domnul, dacă aceea e a dumneavoastră. Da? Încă o sticluță de whisky. Mai am aici o sticluță de șampanie. Să beți dumneavoastră sănătos alături de cei dragi. Și nu vom pleca atât de repede, pentru că trebuie să elucidăm și misterul cine cum ne-a trimis pe noi astăzi aici la dumneavoastră. Și am prima și prima dată o melodie. Bine, voi avea două melodii, dar haideți să începem cu prima, să vedem ce spune aceasta. Mi-a dat bunul Dumnezeu ca să fii bărbatul meu. Tu mă faci doar fericită și mă simt iubită. Mi-a dat bunul Dumnezeu ca să fii bărbatul meu. Tu mă faci doar fericită și mă simt iubită. La mulți ani, bărbatul meu, să te țină Dumnezeu. La mulți ani, noi căsătorim, că mult te iubim. Astăzi este ziua ta, cu toți te sărbătorim. Să rămâi mereu așa, un pahar ciobim. Deci ați intuit bine că ar putea fi soția. Într-adevăr, doamna vă iubește mult de tot și vă este recunoscătoare pentru absolut tot ceea ce faceți pentru dumneei. Și să știți că mai am o melodie. Haideți să-i dăm drumul, dacă toți sunteți sărbătorit cu numele, să petrecem așa cum se cuvine. Sărbătoriților care poartă numele Sfântului Ioan, haideți să înceapă petrecerea cu cea mai frumoasă melodie. Ce petrecere galeasă, este Daion acasă, s-au adunat frățiorii, surioare, verișorii. Ce petrecere galeasă, este Daion acasă, s-au adunat frățiorii, surioare, verișorii. La mulți ani, Ionela, Neluțu și Nela, Ionică, la mulți ani, sănătate și muzban. La mulți ani, Ionela, Neluțu și Nela, Ionică, la mulți ani, sănătate și muzban. Foarte bine! Upa, bă, bă! Bravo! La mulți ani! Să aveți parte de o zi și o petrecere așa cum vă doriți dumneavoastră, pe inima dumneavoastră, pentru că se vede că sunteți niște oameni buni cu suflet mare. Și doamna are să vă transmită și un mesaj. Un mesaj care vine cu multă dragoste pentru cel mai iubit soț și spune așa: la mulți ani, cu ocazia zilei tale de nume, îți doresc sănătate, fericire și împlinire sufletească. Ești persoana care mă înțelege, îmi este alături și mă sprijină la fiecare pas.
Îți doresc o zi minunată și să fie în calea ta numai noroc și iubire necondiționată. La mulți ani, cu drag soția! Ce drăguț! Vreți și dumneavoastră să-i spuneți doamnei câteva cuvințele? Ce să-i mai spun? Nu, spun eu din seară cât. La mulți ani atunci. Să fiți sănătos, o zi frumoasă și o zi plină cu sănătate, cu iubire și petrecere minunată. Mulțumim frumos. Doamne ajută, toate cele bune și noi vă mulțumim. Mulțumim. Sănătate. La mulți ani.